vă străsesurilor, doamnelor și domnilor. Pentru această primă zi din anul 2012 voi citi două versete biblice. Matei 24 cu 36 și 2 Petru 3 cu 10. Matei 24 cu 36. 2 Petru 3 cu 10 și vom urmări ceea ce numim perspectivă profetică 2012. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, la mulți ani, 2012, din partea familiei mele din partea mea personală din partea păstorilor acestei biserici biserica Emanuel și mai ales multe binecuvântări din partea celui care este singur în stare să le dea Iisus Hristos Domnul prin bunăvoința lui Dumnezeu am intrat în acest an nou 2012 Dumnezeu mi-a pus pe inimă, din anul 1988, la fiecare început de an, să vin în fața bisericii, Emanuel, și în fața comunității române credincioase de pretutindeni, care este dornică să cunoscă, cu un cuvânt profetic, cu un cuvânt a lui Dumnezeu, nu al oamenilor. Să privim în Evanghelie și să vedem ce ne revelează Cartea lui Dumnezeu pentru anul în care intrăm pentru viitorul imediat apropiat. În gândirea mistică, în cea religioasă, în gândirea științifică și în gândirea păgână, Anul în care abia am intrat este socotit un an al dezastrului, un, al, un an al sfârșitului lumii. Eveniment care, bună s-ar putea produce la 21 decembrie 2012. Potrivit înțelepciunii indienilor americani, mexicani, Maia, Problemele omenirii în acest an vor începe din zilele de 5 și 6 iunie, când planeta Venus va tranzita vizibil între Pământ și Soare. Acest fenomen cosmic va fi observabil cel mai bine din insulele Pacificului și în gândirea Maia. Planeta Venus este reprezentarea reală a zeului Cuculcan sau Quetzalcoatl, un șarpe naripat care se va arăta pe pământ ca să facă ordine totală în omenire. Arătarea lui va fi în două aspecte distincte. Prima, să-și onoreze credincioșii, ducându-i într-o lume nouă și făcându-i să ajungă în sfârșit ceea ce au dorit dintotdeauna să fie Dumnezei minciuna șarpelui din Eden veți fi ca Dumnezeu și cea de-a doua lucrare a lui Quetzalcoatl este să nimicească pe orice cine se opune acestei lucrări a lui de aceea în această seară, în această zi, vă invit să urmărim ceea ce lumea științifică spune, ceea ce lumea religioasă spune, ceea ce calendarul MAIA spune și mai ales ceea ce Sfânta Scriptură spune. Deci, în primul rând, calendarul MAIA. Dacă studiați istoria omenirii, veți găsi că aici, în America, și mai ales în America Centrală, Mezoamerica, cum se numește, Mexic, America Centrală, a existat o civilizație foarte avansată, numită civilizația Maya, indienii Maya. Împreună cu strămoșii lor, indienii mezoamericani, triburile Olmec și Astecii. Mai a început să se impună în istorie din anul 2600 înainte de Hristos, deci au o vechime mare. Și au durat până în anul 1500 după Hristos, deci până când au venit conchistadorii ucelitori spanioli. Civilizația Maya, de la care au pornit toată isteria aceasta legată de sfârșitul lumii la 21 decembrie 2012, a fost renumită pentru cunoștințele ei nemai întâlnite în istoria omenirii în ce privește astronomia. Astfel, ei au cunoscut cu acuratețe, fără să dispună de mijloacele tehnice de astăzi. Uitați ce au cunoscut. Ciclurile astronomice ale Soarelui. Au cunoscut mersul exact al lunii au cunoscut lungimea unui an solar până la o acuratețe de 40 male. Au cunoscut perfect mișcarea planetei Venus și de asemenea au cunoscut ciclul mișcării spirale al galaxiei. Noi suntem în calea Lacteie, o galaxie, galaxie spirală cu patru brațe. Unul din aceste brațe se numește brațul Orion, Orion, din care planeta Pământ face parte. Întrebarea este aceasta: Cum a putut o civilizație cum a fost Maya, care nu dispunea de aparatura modernă de azi, telescoape, sateliți, computere, calcule matematice și fizice, zboruri spațiale, să aibă o cunoaștere atât de exactă a cosmosului? Este o întrebare legitimă, pentru că nimeni nu a întrecut până la ora aceasta. Și știința modernă confirmă ceea ce acești oameni au cunoscut în primitivismul lor. Cunoștințele Maia în astronomie au generat o serie de calendare pe care ei le-au tipărit în piatră. Deci tot ce au cunoscut despre astronomie au bătut în piatră, au scris în piatră și ceea ce au scris în piatră se numeau calendare calendarul Maia al ciclului cosmic. Dintre aceste calendare pe care maienii le-au scris, maianii le-au scris, cel mai cunoscut și care face obiectul studiului nostru și al discuțiilor din anul acesta este calendarul calculului lung, în engleză The Long Count Calendar. Preoții Maya au observat cu acuratețe astronomică faptul că pământul are nevoie de 25.630 de ani ca să treacă prin cele 12 zodiace, prin galaxie, mai simplu ca să înțeleagă toată lumea, și în acest drum, în acest drum, soarele și pământul se învârtesc, deci în acest 25.630 de ani, se învârtesc în cinci etape, se mișcă în cinci etape. Fiecare etapă durează 5.126 de ani. Și tot la 5.126 de ani se întâmplă că Pământul și Soarele se întâlnesc, în ce sens? Soarele merge înaintea Pământului, Pământul este în spatele Soarelui și Soarele se aliniază cu centrul galaxiei cu exactitate astronomică, 5126 de ani. Și, când fenomenul acesta se întâmplă, această aliniere, spune civilizația Maya, întotdeauna alinierea aceasta este rânduită de um, Cuculcan, Cuțalcotl, Coz, de zeul lor, așa, și are ca scop aducerea unor pedepse imense pe pământ. Pedepse imense pe Pământ. Anul acesta noi vom fi în cel de-al cincelea ciclu din cele cinci, deci suntem în ultimul ciclu al învârtirii Soarelui și Pământului în jurul Galaxiei și la 21 decembrie 2012, în adevăr, și lumea științifică confirmă, lumea astronomică, acest fapt. Și de aceea mulți astronomi, sunt, astronomi sunt foarte sceptici că ceva urât se va întâmpla cu Pământul când Soarele va fi în centrul galaxiei. Iar civilizația mai spune următorul lucru, că în centrul galaxiei este o crăpătură neagră. O crăpătură neagră. Această crăpătură neagră este locul morților. Și spune așa: când soarele va ajunge a cincea oară în jurul acestei crăpături negre care este în centrul galaxiei, în centrul morții, deci soarele va fi absorbit și nu vom mai avea soare, va fi absorbit, pământul va intra în întuneric, așa, și în loc să mai avem lumina soarelui, va veni cu al cotul, șarpele acesta n ripat să lumineze omenirea, să lumineze pământul. Observați cum se repete, cum se copiază istoria biblică, unde Biblia spune că în împărăția lui Dumnezeu nu va fi nevoie de lumina soarelui, ci avem nevoie de cine? De Iisus Hristos, să dați cum să știe lucrurile acestea, pentru că diavolul le cunoaște foarte bine, așa, și uh, prin urmare, omenirea va fi luminată și va ajunge să înțeleagă că existența ei pe pământ nu se datorează întâmplării, cum până acum s-a spus științific, și existența pe pământ a omenirii se datorează faptului că extraterestrii, ființe superioare omului venite cu Quetzalcoatl din cosmos au adus viața pe pământ. Noi nu ne-am făcut business cum trebuie aici pe pământ și pământul trebuie curățat acum la venirea acestui Quetzalcoatl. Și indienii Maya spun așa că al patrulea ciclu din cele cinci, când soarele s-a din nou cu pământul și cu centrul galaxiei a avut loc în anul 3114 înainte de Hristos, dacă vă uitați în istorie, este interesant că data aceasta coincide cu potopul lui Noe coincide exact cu potopul lui Noe când pământul a fost devastat pământul a crăpat, să zicem așa că exact cum spune Scriptura izvoarele adâncului au ieșit afară de asemenea de sus a venit ploaia și pământul a fost devastat au supraviețuit, după ceea ce spune Sfânta Scriptură, și noi credem că acesta este adevărul, opt persoane, familia lui Noe. Anul acesta, lucrurile se vor întâmpla similar și catastrofele vor fi mai mari. În mod obișnuit, știința astronomică definește ceea ce numesc civilizația Maia crăpătura neagră din galaxie, o numesc o gaură neagră în galaxie. Și la început am să fiu un pic tehnic, dar am încercat să evit orice limbaș care să fie peste capul oamenilor, să poată să mă înțeleagă și un copil și un om în vârstă. În fiecare galaxie este un punct negru, sunt multe galaxii, sunt sute de miliarde de galaxii în spațiu, deci cum este calea laptelui pe care o vedem noi și care are sute de miliarde de stele. Și în fiecare, în centrul fiecărei galaxii, este ceea ce se numește o gaură neagră. Ce este această gaură neagră? Pentru cei ce vor să înțeleagă simplu, o gaură neagră este moartea unei stele. Soarele este o stea, a cărei compoziție în cea mai mare parte este hidrogen și heliu. Hidrogenul acesta arde continuu în fuziune, ca și o fuziune nucleară. Așa că temperatura în interiorul soarelui este extrem de mare, până la 60.000 de grade, iar temperatura de la margine, de la suprafață, este mai mică, 10.000 de grade. Ce se întâmplă? Este un adevăr acesta, l-a spus mai el spune astronomia. În 3, 4, 5 milioane, miliarde de ani, soarele se consumă. Deci o stea ca soarele se consumă. Hidrogenul acela se termină la un moment dat. Când este pe terminate, o explozie puternică se produce în interiorul soarelui, să zicem, în interiorul acestei stele arzătoare. Când această explozie puternică se produce în interior, marginea se umflă, nu că împinge afară, se umflă și se roșește foarte puternic. Răcindu-se, când s-a răcit suficient de rece, ați văzut când se topește. Orice metal. Dacă într-un metal topit arunci ceva uh, rece, se produce o explozie în metalul acela topit. Deci, ce spune, Ce se întâmplă în cosmos? Aceasta este o realitate. Când soarele ce a explodat în, în interior, l-a umflat afară, afară se roșește și se răcește. Când s-a răcit, fiind mai greu, începe să cadă din nou în interiorul stelei. Când a căzut în interiorul stelei, partea rece cu cea fierbinte face o explozie mai puternică. Și această explozie puternică, în această explozie puternică, soarele, steaua aceasta care arde devine în primul rând o supernova, se numește și după aceea devine devine o stea de neutroni. Rămân numai neutroni. Este mică ca mărime, dar neutronii aceștia sunt atât de mulți, este atât de densă steaua aceasta, încât are culoarea neagră. Este atât de densă că lumina nu poate să pătrundă prin steaua aceasta. În fiecare galaxie este așa zisă gaură neagră, stele moarte. Și, în adevăr, în anul acesta, Pământul și Soarele se vor alinia cu centrul galaxiei unde există o stea imensă, moartă, o stea cu neutroni. Are o putere fantastică. Tot ce este în jur, absorbe. Este drept și lucrul acesta. Dacă se apropie o planetă, se apropie o altă stea, indiferent cât este de mare, stea aceasta cu neutroni, stea aceasta moartă, absorbe totul și distruge totul. De aceea se spune că am putea să asistăm nu la mari nenorociri. Maia spune așa că acum este momentul când, la 21 decembrie 2012, Cuculcan sau Quetzalcoatl își împlinește profețiile făcute de mult ca să nimicească soarele și să vină pe pământ cu ordinea pe care a promis-o și să reînvieze din nou civilizația Maya. Cei ce vor crede lucrurile acestea, cum am spus, vor deveni Dumnezei, e așa, și cei ce nu vor, vor, fi nimiciți. Pentru cei ce cunosc mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, trebuie să fie evident că ceea ce Maia a vorbit cu atâta acuratețe, nu aveau de unde să știe, nu dispuneau de cunoaștere matematică și astronomică, egiptenii au fost mari matematicieni, chinezii au fost mari matematicieni, au construit piramidele, dar n-au avut cunoștințele astronomice atât de perfecte cum le-a avut Maya, ca să poată să vorbească despre cosmos, ceea ce au vorbit ei despre cosmos. Și atunci, poate că sună simplist pentru unii dintre dumneavoastră sau pentru dumneavoastră de la internet, concluzia trebuie să fie aceasta. Inspirația pe care aceșt, acest trib indian a avut-o trebuie să fie o inspirație demonică. Trebuie să fie o inspirație demonică. Cineva care cunoaște cosmosul, cineva care cunoaște spațiul și care se joacă cu nepriceperea noastră ca și extraterestri. Pentru că uitați ce mărturisesc ei. Vă citesc. Ca să intre în posesia învățăturilor lor în legătură cu divinitatea și cu cosmosul, civilizația Maia procedau la consumul intens de halucinogene. Și în special două din aceste halucinogene le foloseau, și anume, ciuperca numită științific psilocibe mexicana, frate Sighete, dacă o pronunț bine, așa, și de asemenea foloseau veninul uscat și prelucrat, extras dintr-o broască foarte veninoasă numită bufo marines. Șamanii și preoții Maia spun următorul lucru, când consumau aceste halucinogene, ciuperca aceasta sau veninul acesta, mărturisesc că ieșeau afară din trup, așa cum se întâmplă astăzi la nu, cei ce moarte clinică și își părăsesc trupul. Ieșeau afară din trup, în tehnologia modernă se numește proiecții astrale, și călătoreau cu Quetzalcoatl al până în centrul galaxiei, unde li se arăta tot ce este acolo, cum să mișcă planetele. Este o învățătură pe care a preluat-o această mișcare demonică modernă, numită New Age. New Age, din care fac parte masoni, politicieni, oameni de la Casa Albă, oameni din guvernul României, actori de la Hollywood, cum este Shirley MacLaine, nu? această actriță celebră care a primit și două Oscaruri și care spune că ea este condusă de un spirit guide, care a, trăit cu 33 de de ani în urmă. Cu el o să rămână dacă nu se pocăiește. Mai mult de 33 de mii de ani. Deci, este ceva reînviat pentru timpurile noastre. Civilizația maia deci, mărturisește că ei foloseau aceste halucinogene să intre în posesia acestor cunoștințe și spune că atunci când făceau călătorii astrale, preoții și șamanii lor, se întâlneau cu reprezentanții aceștia ai uh, lui Cuț al Cotl și erau învățați toate lucrurile. Că aveau o civilizație demonică se datorează și faptului că făceau sacrificii umane. Dar nu era vorba ca și la Moloch, de exemplu, în Orientul Mijlociu, să omore un om. Ori de câte ori avea o sărbătoare de la câteva zeci de mii de sacrificii în plus făceau războaie și pe toți prizonierii de război îi omorau. Spaniolii spun că au participat împreună cu ei în anul 1524, dacă nu greșesc, la o sărbătoare specială a lor și la acea sărbătoare, timp de 30 de zile, au executat în cinstea acestor zei cu al 500 de mii de prizonieri de război și nu vreau să uh, leșine nimeni, că vrem să servim ceva, nu? Uh, preotul uh, ducea, oamenii duceau pe piramidă, sus acolo aveau piramide ca în Egipt, uh, cei care trebuiau să fie executați, de vii li se deschidea peptul cu mână, li se scotea inima de vii, inima era prezentată în fața zeului și apoi uh, mușcau din ea și beau sânge. Uh, oameni cu mintea întreagă nu pot să fie. Chiar dacă nu pare politic corect ce vă spun, și dumneavoastră care sunteți verzi sau știu eu de ce culoare sunteți cu partidul și din care faceți parte, nu putem să numim oameni civilizați astfel de oameni. Nu putem să fim sunt oameni demonizați. Dar nu numai civilizația MAIA spune că ce se întâmplă în anul acesta este așa. Hai să vă citesc câteva, câte, alte câteva argumente. Astronomia. Astronomia modernă confirmă evenimentul cosmic al alinierii Pământului și Soarele. În centrul galaxiei, exact la aceeași dată, 21 decembrie 2012. Și uitați ce spune astronomia. Consecințele pe Pământ ale acestui eveniment cosmic pot să fie ori nule, să nu se întâmple nimic, așa, sau pot să fie catastrofale, Datorită gravității exercitate asupra Terei prin soare de centru galaxiei, am putea să sta la furtună praznice, uragane, cu tremure pe pământ, tsunamis, explozii vulcanice, fenomene cosmice nemai văzute în timpurile noastre. Așa spune astronomie. Un alt argument în această privință, pentru că sunt mai mulți factori care concură, este dat de ceea ce se numește, poate ați citit, mai ales tine, dacă v-ați uitat pe internet, este Biblia Colbrin, cu K scresc, ok. Biblia, Biblia Colbrin. Este o carte profetică în care sunt uh, compilate, adunate la un loc, profețiile egiptene și profețiile celților din Europa, din Anglia. Pentru că și acolo este o manifestare demonică imensă în Anglia. Irlanda și Scoția. Se joacă cu demonii de parcă să ar juca cu pisicile. Yeah. Mai ales civilizația celtică. Și uitați ce spune Biblia Colbrin, în special la capitolul 4, versetele 4 la 10. Spune așa, că la 21 decembrie, și Biblia Colbrin are 3200 de ani vechime, 3200 de ani vechime, la 21 decembrie 2012, un obiect ceresc ar cărui orbită eliptică, deci nu i rotundă, e eliptică, va fi văzut pe cer în jurul soarelui. Acest obiect ceresc se va numi distrugătorul. Spun spun egiptenii. Iar celții spun, celtii spun că acest în capitolul 3 cu 10, că acest obiect distrugător în jurul soarelui se va numi vă spun în engleză, wormwood, ce însemnează? Pelin, o stea mare numită pelin, care, care, așa, va otrăvi apele pământului, va lovi pământul, râurile și oceanele lui și va aduce moarte peste tot. Așa spun aceste profeții. În Apocalips 8, 10 la 11 se vorbește despre o stea mare numită Pelin, în engleză este tradus Wormwood. Pe lângă Biblia Colbrin, mai există încă o teorie, poate ați citi pe internet, anume apariția în acest an, începând din iunie, ca apoi în decembrie 21, să se vadă cel mai bine planeta X sau planeta Nibiru. Nibiru, Egiptenii, Babilonienii, Chinezii și civilizația Maya spun că în jurul Soarelui sunt 12 planete nu 9 câte cunoaștem noi noi cunoaștem Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto dacă Pluto mai este planetă după noile cercetări ei spun că în total sunt 12 planete. Două din aceste planete au fost distruse în evenimente ca acestea, despre care vorbește civilizația Maya, însă o a treia din ele, numită Nibiru, n-a putut să fie distrusă pentru că Nibiru are un an solar foarte lung, un an, deci cât, cât durează până se învârte în jurul Soarelui. Și ca să se învârte în jurul Soarelui, Nibiru are nevoie de 3600 de ani. 600, 3600 de ani. Și iară din nou, coincidență că Nibiru va ajunge în dreptul Soarelui la 21 decembrie 2012. Toate merg acolo. 21 decembrie 2012. Iar când va ajunge Nibiru în dreptul Soarelui, forța ei gravitațională va face explozii solare nemai întâlnite. Soarele explodează de multe ori. Chiar și acum au început, tot din 11-11 ani, -11, soarele are un ciclu de explozii. Când soarele explodează, poate ați văzut la, pe, la televizor sau ați văzut pe computer, emite, emite unde radiații foarte puternice care vin către noi, către Pământ. Când radiațiile acestea sunt prea mari, dacă v-a durut capul în vremea aceea, să știți că au fost explozii solare, așa, dacă n-a mers bine telefonul mobil să a datorat radiațiilor explozilor solare, pentru că aceste explozii solare afectează sateliții, afectează telecomunicațiile. Deci toate merg acolo. Și apoi mai există încă una despre care vă spun și trecem la partea care trebuiește. Sunt indienii Cherokee și indienii Hopi. Și indienii Cherokee și indienii Hopi, tot de aici din părțile acestea americane, spun același lucru că la 21 decembrie 2012, Cuculcan, denumit în diferite feluri, în fiecare trib, va veni și va face ravagii. Uitați ce spun indienii Hopi. Am să vă citesc nouă profeții care au fost publicate în 1963. În 1963, în cartea numită The Book of the Hopi, cartea lui Hopi, și cartea aceasta sunt profețiile uh, unui șaman, deci preot păgân indian numit White Feather, fulgul alb, și cel ce traduce profețiile lui se numește Frank Waters, autorul cărții The Book of the Hopi care a apărut în 1963. Nouă profețiile, a spus acest uh, uh, white feather, și ele sunt interpretate în felul următor. Profeția numărul 1. Oameni albi la piele vor veni din răsărit, pe față de America, Europa în răsărit, și vor fura pământul strămoșilor noștri indienii, datorită puterii din Deir Thundersticks, datorită puterii din nuelele lor tunătoare. Interpretarea pe care o dau astăzi, europenii au venit în America și au cucerit teritoriile indienilor prin puterea armelor, deci bățurile lor, bețele lor care tunau. Profeția numărul 2. Oamenii vor veni să cucerească țara noastră. Ei vor veni în roți care se învârtesc și din care se aud voci și glasuri. Indienii nu cunoșteau trăsura, nici roata bine și interpretarea care se dă astăzi, coloniștii care au venit aici umblau cu căruțe, tip vagon, așa, nu? în care dormeau și din care se auzeau voci și vorbeau. Profeția numărul 3. Animale ciudate, asemănătoare bivurilor și bizonilor, vor umplea câmpiile noastre și noi vom fi împinși de la ele. Și ei vor umple în felul acesta țara treptat. Interpretarea Oamenii albi vor aduce alt soi de vite și vor face să dispară bizonii și animalele care erau în America. Profeția numărul 4 a lui Weather, White Weather. Șerpi de fier vor brăzda toată țara noastră. Interpretare, dezvoltarea cheilor ferate va umplea America, șerpi de fier. Profeția numărul 5 a lui White Feather o pânză uriașă de păianjen va acoperi țara. Interpretare, oamenii al vor dezvolta liniile de telegraf, telefon și telecomunicații, electrice, de asemenea. Profeția numărul 6. râuri de piatră vor traversa țara noastră. Aceste râuri vor face vrajă în fața soarelui și a căldurii. Interpretare, Oamenii albi au dezvoltat șoselele asfaltate și de ciment, care la căldura soarelui ați văzut că creează imagini de vrajă. Profeția numărul 7. Marea se va înnegri când albii din răsărit vor veni și în negrirea va omorâ multe vietăți. Interpretare, dezvoltarea industriei petrolului va face accidente petroliere care vor otrăvi oceanele. Profeția numărul 8. Mulți tineri, având părul lung al oamenilor noștri, se vor alătura triburilor noastre ca să ne învețe înțelepciunea, interpretare, mișcările hippie. Pe asta o cred. Adică au fost tot fără minte. Așa. Uh. Și întrebarea, uh, profeția numărul 9. Un loc pentru locuit va fi făcut în cer de oamenii albi. Va cădea pe pământ și când va cădea va forma o stea albastră. Interpretare. În anul 1979, stația de locuit Skylab a americanilor a căzut. În anul 2001, stația de locuit a rușilor, Mir, a căzut. Și în adevăr, când a intrat în atmosferă, la viteză care se mișcă în spațiu, a ars ca și o flacără albastră. Și acum spun, indienii Hopi spun că atunci când toate aceste semne se împlinesc, va veni zeul Pahana sau Quetzalcoatl sau Cuculcan și uh, el va face ordine pe pământ. New Age Movement, mișcarea New Age și cu adepții lor au îmbrățișat aceste învățături, le-au adoptat în, în gândirea lor și uh, uh, ei spun că ceea ce urmează să se întâmple anul acesta este uh, nu de la om învățare, ci este de la extraterestri, care au existat înaintea noastră și care au adus viața pe pământ, oamenii nu s-au făcut demn de ceea ce trebuiau să facă și de aceea oamenii trebuiesc nimiciți, numai o grupă selectă să rămână și să domnească de aici încolo. Apostolul Pavel ne răspunde foarte bine, frașesorilor, doamnelor și domnilor, la această, la această întrebare și la aceste prezentări. Așa, aș vrea să fiți liniștiți în această privință, fără să fim ironici. Dar Duhul ne spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de duhurile dracilor și de învățături înșelătoare. Asta este. Ceea să nu vă temeți e nimic la 21 decembrie 2012. 2. Zilele lui Noe Mântuitorul Iisus ne-a revelat prin cuvântul său profetic un adevăr cu tremurător. Deci că vrem să știm ce se întâmplă în anul acesta totuși. Și anume că zilele din urmă și în particular cele premergătoare imediat cele de-a doua sa venire vor fi ca zilele lui Noie, Matei 24 cu 37-38. Moise ne spune că în zilele lui Noe pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Geneza 6 cu 12. Orice făptură își stricase calea pe pământ, 6 cu 9. Noe era un om, Noia era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui, Geneza 6 cu 11 și 12. Sensul adânc în limba ebraică și aș vrea să ascultați cu atenție pentru că ce spun acum se întâmplă sub ochii noștri. Asta se întâmplă sub ochii noștri. Sensul adânc în limba ebraică acestor cuvinte din Geneza 6 este acela de amestecare a rasei umane cu îngerii căzuți. Geneza 6, 1 la 4. Într-un plan diabolic de a perverti rasa umană în așa fel încât sămânța femeii, Geneza 3 cu 15, să nu mai vină pe pământ Iisus Hristos și salvarea omenirii să nu se mai producă. Dar Dumnezeu a pedecat planul acesta. Însă Iisus Hristos a spus, când va fi a doua mea venire, lucrurile vor fi identic. Iauziți? Ia Dacă toate făpturile s-au stricat, sensul modern al acestei expresii este acela de degenerare genetică. Prin recombinarea dna ului ADN-ului. Ce însemnează? Structura omului este în ceea ce se numește ADN, acidul dezoxiribonucleic. Acolo este secretul omenirii. Dacă ADN-ul este luat și în locul. Uh, Nucleului de om este înserat în același ADN, un nucleu de maimuță, așa? Avem un ADN recombinat, deci din două construcții diferite. Rezultatul din cele două combinări se numea și în vechime și astăzi Himera, creatură ciudată. Creatură ciudată. Ați auzit de Minotaur, ați auzit de Centaur. Aș vrea să vă spun că acestea nu sunt mituri. Nu sunt mituri și am să vă spun de ce. Acestea au fost realități. În vechime s-au făcut, făcut aceste transformări genetice. Și-au creat tot felul de animale și tot felul de sol. De aceea spune Sfânta Scriptură, orice făptură stricase calea și Dumnezeu a să distrugă și om și animale. De ce și animale? Pentru că o să vedem și animalele și-au stricat calea. Cei ce s-au născut în vremea aceea au făcut experiențe genetice, măcar că Biblia interzice, spune: Când a creat Dumnezeu animalele, a spus fiecare să se înmulțească după soiul lor. Nu se, pot, nu se poate combina calul cu o vită. Asta este împotriva legii lui Dumnezeu. Fiecare animal trebuie să fie în familia lui. Dar astăzi se pot face o, aceste recombinări de adn DNA, așa, și să se creeze tot felul de monstruozități. O amestecare a soiurilor între ele este interzisă de Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat animalele și omul, de șapte, șase ori spune că totul este bun, a șaptea ori spune că este foarte bun. Dar iată ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe. În Geneza 6 cu 2, și aș vrea să fiți atenți acum, citim în traducerea Cornilescu. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, din toate și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Spune, din toate, de aceea au pervertit toată rasa umană și au rămas numai 8. Însă traducerea e englezească a acestui pasaj în versiunea Interlinear Hebrew Bible. Deci tinerii care vă place să intrați pe internet, interlinear sau interliner, cum vreți să traduce, Hebrew Bible. Uitați cum traduce Geneza 6 cu 2. Vă citesc în engleză prima dată. The Bnei Elohim, asta nu este în engleză, ci este în ebraică, fiii lui Dumnezeu, So the daughters of Adam that they were fit extension for them. Ia să cine încearcă să traducă ce v-am spus eu. Asta traduc evreii, și cred că ei înțeleg mai bine limba decât o înțeleg eu și decât o înțelegi tu. Deci fiul lui Dumnezeu sow the daughters of Adam, Adam that they were fit extension for them. Asta vă traduc eu în limba română. Fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor, oamenilor erau o extensie sau un mijloc potrivit pentru ei să intre în lumea noastră. Deci ei căutau să intre, pentru că ei sunt ființe îngeri căzuți, sunt ființe supranaturale, sunt ființe spirituale, noi suntem materiale. Cum să intre în lumea noastră? Și au găsit o metodă, un fit extension, o metodă potrivită, prin femeie. Cum? Aceasta înseamnă că pentru a se materializa, Fiul Dumnezeu sau îngeri căzuți sau demonii au avut nevoie de un mediu uman pe care l-au găsit în materialul genetic al femeii. În cartea lui Enoch, și cum să vă citesc, din care citează apostolul Iuda, Iuda 1 cu 14 și 15, carte pe care o cunoștea Domnul Iisus Hristos și carte pe care o avem astăzi. Citim următorul lucru, să vă citesc. În vremea aceea, când fii oamenilor s-au înmulțit, li s-au născut fete care erau frumoase și plăcute la chip, așa spune Enoch, atunci îngerii, fii ai cerului, le-au văzut și le-au poftit și au zis unii către alții, haidem să mergem și să alegem soții dintre fetele oamenilor care să ne nască fii. Suntem în cartea lui Enoch, cartea a șasa, versetele 1 la 8. Și mulți și-au luat soții, fiecare alegându-și pentru sine una și au început să intre la ele și să se spurce cu ele, pentru că ei erau ființe supranaturale, deci nu puteau, n aveau voie să se uh, fie intim cu, cu oamenii. După ce le-au făcut copii, i-au învățat despre farmece și despre scântece, charms and enchantments, folosind de asemenea, i-au -au învățat folosirea rădăcinilor plantelor și folosirea plantelor. Ele au rămas însărcinate și le-au născut urieși. Asta spune nou. Aceștia au consumat tot ce au produs oamenii. Când oamenii nu au mai putut să-i susțină cu hrană, urieșii s-au întors împotriva oamenilor, canibalizându-i. Apoi au început să păcătuiască împotriva păsărilor, a animalelor, a reptilelor și a peștilor, mâncându-le și fiind intim cu ele. Până la urmă, au început să-și mănânce carnea lor proprie. Cartea 7, versetele 1 la 6. Iar cartea lui Iașer, despre care vorbește Biblia, Iosua 10 cu 13 și 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 la 18. Dar în Biblia noastră este tradusă Cartea Dreptului. Dar în, în ebraic este Cartea lui Iașer. Iașer înseamnă cel drept. Așa, deci e bine tradusă Cartea Dreptului. Cartea lui Iașer. Uitați ce spune Iașer, despre care vorbește de Biblia. Atunci, după ce oamenii au fost învățați de watchers, în engleză, de santinelele cerești căzute, ce să facă? Oamenii au început să învețe de la ei amestecarea unei specii de animale cu altă specie și lucrul acesta l-a mâniat pe Dumnezeu. Ați auzit? Deci, intervenții genetice s-au făcut încă înainte de noi. Și lucrul acesta l-a mâniat pentru Dumnezeu. Aceasta nu însemnează că fiul lui Dumnezeu sau ungerii căzuți au învățat pe oameni o hibridizare normală, ci una nenaturală. Dar ce spun acești scriitori vechi, spun oamenii de știință astăzi. Ați auzit de abducțiuni, oameni care au fost răpiți de extraterestrii care vin cu ozeneurile, cu farfuriile zburătoare. Și am să vă dau două exemple de la cei mai mari savanți și oameni de știință de la Harvard University în această privință. Foarte mulți mărturisesc că au fost răpiți de ființe extraterestre, OZN-uri, și duși făcându-se experiențe ciudate pe ei. Profesorul John Mack, de la Universitatea Harvard, care a studiat sute de cazuri de persoane răpite de extraterestri care au apărut printre noi prin ozn obiecte zburătoare neidentificate, UFOs, Unidentified Flying Objects. Un ateist convins, profesorul Mac, spune, citez, oamenii examinați de mine pot să demonstreze timpul în care au lipsit din familia lor. Și familia lor vorbește despre timpul lipsă. N-au putut fi văzuți o perioadă de timp. Au fost răpiți și pe ei s-au făcut tot felul de experiențe. Aceștia s-au întors din experiențele lor cu tăieturi, ulcerații în corp, leziuni triunghiulare făcute asupra lor cu instrumente ca cele chirurgicale cunoscute de oameni, dar necunoscute printre noi. Ce vă spun eu, spune profesorul Max, sunt realități pe care le-am văzut în sute de cazuri pe care le-am analizat. Cred că ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia este identic, dar este și o doză spirituală pe care nu o pot explica. Pe păi sigur că este intervenție spirituală. Profesorul David Jacobs de la Temple University, care la rândul este un ateist convins și care a studiat sute de cazuri, face următoarea afirmație. M-am implicat în studierea ozn de peste 32 de ani, adică din 1965, spune asta în 2003. Nu am fost niciodată un pesimist, dar acum sunt foarte, foarte tulburat de ceea ce am văzut și văd. Nu-mi place ce văd, mi-ar fi plăcut să nu văd mi-ar fi plăcut să nu văd. Fenomenele despre care vă vorbesc eu mă îngrijorează pentru că viitorul nostru al oamenilor este amenințat. Extratereștii nu vin doar ca să ne examineze. Ei au un program mondial. Să creeze o rasă hibridă față de care restul omenirii să fie o rasă de mână a doua. Extratereștii răpesc oameni și la ora actuală, după calculele mele, sunt peste 50 de milioane care au avut această experiență. Ați auzit bine? 50 de milioane. Iar scopul acestor răpiri este un program de înmulțire. Un program de înmulțire. Așa se explică că preocuparea celor care îi răpesc cu navele lor, îi duc pe toți și studiază. Le studiază aparatul reproductiv, colectează spermă de la bărbați și ovule de la femei. Apoi le arată niște incubatoare imense în care cresc uh, ființe ciudate create de ei prin tehnologia aceasta genetică. Ce vă spun mă îngrijorează. Fenomenul este mondial, cu milioane de oameni implicați, fără voia lor. Și aceasta s-a întâmplat mai intens în ultimii 50 de ani. Extraterestrii vorbesc cu cei răpiți despre schimbări pe care ei le vor face, despre încheierea activității omului de acum și începerea activității unei noi rase pe pământ. Nu m-am așteptat să descoper așa ceva. Am încheiat citatul. Teologul american Tom Horn, citează revista National Geographic din 2007. Uitați ce spune National Geographic în 2007. National Geographic, foarte cunoscută printre noi, face următoarea afirmație în 2007. În următorii 10 ani, vom primi printre noi pe primii transhumani, oameni creați de noi sau dintr-o combinație de oameni cu extraterestri. Nici nu geografic, asta e o reveste care se respectă, că e științifică. Peste 30 de ani însă vom vorbi despre o civilizație post-umană, pentru că vor mai rămânea puțini oameni așa cum sunt cei care suntem astăzi. Toți vor fi modificați. Așa că în curând, spune neștinul geografic, vom vedea oameni cu abilități senzoriale pe care le-am implantat de la animale. Deci se va combina ADN-ul. Pentru că ne interesează să creăm oameni care să vadă în întuneric, ca leu și pisica. Oameni care să audă ultrasunete ca și câinele și să simte cu tremurele. Oameni care să vadă în infraroșu, ne interesează să creem soldați care să nu se teamă de moarte, să fie adevărate mașini ucigașe, care n-au nevoie de somn și n-au nevoie de o dignă. Când îi trimitem, se duc în continuu să omoare. Hello! Vom vedea cu alte cuvinte oameni alterat genetic despre care Scriptura vorbește în Geneza 10 cu 8, Nimrod, Daniel 2 cu 43, când se vor amesteca între ei ca lutul și uh, fierul, așa, și Matei 24 cu 37-38. Puneți-mi, vă rog, pe ecran, Lidia, pune-mi acolo, te rog, Geneza 10 cu 8, ca să înțeleagă frații. Deci la ce la ce este astăzi, în lumea în care trăim. Domnul spus, va fi ca vremea lui Noe. Adică se caută o altă civilizație, un alt fel de om care să poată să fie manipulat, un om care să fie alterat. și a născut pe Nimrod. El este acela care, uitați-vă la această expresie, a început să fie puternic pe pământ, că n-a fost mai departe. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. Hai să vă traduc acum uh, românește pe limbajul de azi ce scrie. Puneți-mi înapoi primul verset 10 cu 8. Tamhorn și cei ce se ocupă de studii genetice au descoperit ceva aici, pentru că spune câș, Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început. A fost o perioadă când Nimrod era un om normal ca tine și ca mine. A început să fie puternic pe pământ. Dar ceea ce este tradus de Cornelescu puternic, vreau să vă spun că în limba ebraică este termenul ghibor. El a început să fie gibor pe pământ. În limba ebraică sunt patru termeni pentru urieși. Nefilim. Refaim Anachim și Ghiborim Nimrod a fost primul uriaș de după potop el a început să fie deci un uriaș cine s-a ocupat de el? aceiași demoni care s-au ocupat de prima generație dar ce au făcut de data aceasta? n-au mai fost o uniune intimă între un uriaș și o femeie ci s-au ocupat probabil, de această latură genetică. L-au alterat genetic și el a devenit un ghibor, un uriaș. Un uriaș. La ceea ce asistăm astăzi, frașe și surori, domnilor și domnilor, este de-a dreptul sperietor. Și anume, și anume, că se poate, se poate lucra la o combinație genetică într-o într injecție, într-un medicament care, dat unui om, unei persoane, această combinată, acest cocktail genetic, să transforme această persoană să nu mai fie ceea ce ar trebui să fie. De ce sunt sceptic când guvernele lumii imediat creează o isterie, gripa aviară. Come on, cum mai muri găinile, nu muri în o dată în viață. Și am creat un medicament în trei luni de zile. De unde se creează un medicament în trei luni de zile? Sună prea subțire. Un medicament, ca să fie pus pe piață, durează cel puțin 10 ani de zile care să fie, ca să fie studiat. Dar când apare ceva de domeniul mondial, că toată lumea este afectată, cum se poate crea un medicament în trei luni de zile? Eu sunt sceptic la aceasta. Nu spun să fie și noi asta ca și mine dar sunt foarte sceptic. Se lucrează genetic la un cocktail care să altereze rasa umană. Și la ora actuală vă spun ce avem. Avem șoareci, creați șoareci cu creier de om. Am ajuns bine acum, am ajuns ca șoareci. Avem capre cu ADN de păianjen pentru că pânza de peajen este foarte rezistentă, în ADN-ul unei capre speciale s-a introdus ADN de paianjen. capra produce un lapte foarte uh, mare în cantitate și laptele acesta se întărește ca și pânza de paianjen și acum avem uh, material din pânză de paianjen, dar am produs de capre. Nu este glumă, aici suntem acum. Avem porci care sunt luminiscenți, se văd noaptea, strălucesc. Avem embrioni umani cu ADN de la diferite animale. Eu cred că semnul fiarei poate să fie ceva foarte computerizat, foarte computerizat, dar cred, frașezorul, pe de altă parte, că semnul fiarei este foarte posibil să fie pus la punct de oamenii din laboratoarele lui Anticrist și semnul fiare să poată să fie în ultima analiză un cocktail genetic, o combinație genetică între îngeri căzuți și oameni, oamenii injectați cu o ceaptă de bunăvoie să fie injectați cu el, vedeți că spune despre ei că cine primește semnul fiare nu mai poate să fie ce nu mai poate să fie? Mântuit! știți ce mă îngrijorează pe mine? Orice păcătos poate să fie mântuit. Orice păcătos poate să fie mântuit. Orice păcătos, dacă se pocăiește. De ce aceștia care primesc de fare nu pot să fie mântuiți? Pentru că nu mai sunt nici oameni, nici demoni. Sunt jumătate oameni și jumătate demoni. Lucrul, sunt ghiborimi, urieși. Urieși. Refaimi. Așa se va întâmpla în masă, în timpul necazului celui mare, când spune despre 10 împărați Daniel 2 cu 42, că dacă nu se poate amesteca fierul cu lutul, nici împărați aceștia care sunt stăpâniți de demoni nu vor putea să se amestece cu uh, rasa umană, pentru că ei, având origine demonică, uh, cocktailul pe care îl vor crea nu va putea să le aducă mare. Uh, realizare. De fapt, Biblia spune că oamenii în vremea aceea ar, care aveau semnul fiare ar vrea să moară. Și ce spune Biblia? Nu pot să mor. Puneți-vă întrebarea. La aceste lucruri se lucrează acum, pe scară largă. Zilele lui Noi. Trei, și cu aceasta ne apropiem de încheiere. În anul 2012 putem să avem. Următoarea perspectivă biblică. Pentru noi care credem în Domnul, și anul acesta, potrivit Psalmului 68, versetele noastre la 20, aș vrea să fiți sigur, este Domnul care ne poartă poverile. Asta este perspectiva noastră. Dar, putem să asistăm în anul acesta la o adâncire mare a izolării lui Israel. Israel este urât de popoare, de toate popoarele, inclusiv de americani, mai ales Administrația Obama nu poate să-l vadă pe Israel. Uh, lucrul acesta se va adânci datorită uh, problemei palestiniene și uh, datorită acestui fapt Israel va fi izolat tot mai mult. Anul acesta s-ar putea să asistăm la începerea cerului de-al treilea război mondial. S-ar putea poate că Dumnezeu mai amân. Ceea ce este numit primăvara arabă. Vreau să vă spun că este o glumă proastă politică. Și vă spun de ce este o glumă proastă politică. Eu cred că orice om poate să fie mântuit și lumea arabă poate să fie mântuită, dacă se întorce la Domnul nostru Isus Hristos. Dar lumea arabă, câtă vreme rămâne în, islami, în islamism, este o lume fără inteligență, este o lume încăpățânată, este o lume a cărei instincte nu depășesc instinctele unui măgar sălbatic. Geneza 16 cu 12. Și de aceea, de aceea, pentru că sunt mulți și nu se întorc la Domnul, este posibil să înceapă cel de-al treilea război mondial, care este în trei faze. Faza întâi este Psalmul 83, când Scopul este nemicirea lui Israel și a muntelui Sionului. Este profeție de Domnul, este uh, învederat în paginile Sfintelor Scripturi, Psalmul 83, însă dacă acest război pornește, Dumnezeu va umili lumea islamică și va umili pe toți zeii pământului, spune Cefania. în capitolul 2, versetele 8 la 11. Apoi, lumea arabă porne, este posibil să pornească un război. Pentru că lumea arabă poate să facă o diversiune, să acuze pe Israel că Israel este vinovat de problemele lor. Și datorită acestui fapt, ei vor începe lupta împotriva lui Israel. E posibil. Faza a doua a de-a război mondial este, Ar este războiul lui Gog și Biblia spune că acestea se întâmplă înainte de ziua Domnului cea mare. Și înfricoșată. Și apoi faza a treia este uh, Armagedonul. S-ar putea să asistăm la răpirea bisericii anul acesta. Aș vrea să urmăriți cu atenție sărbătorile iudaice. Și mai ales sărbătoarea Rusaliilor. Pentru foarte mult, sărbătoarea Rusaliilor este sărbătoarea răpirii bisericii. De ce? Este la mijloc între șapte sărbători. Este vara, este sărbătoarea secerișului. Și mulți spun că este posibil la Rusalii să vină secerișul. Nu spun că asta se întâmplă, dar este foarte posibil. Biserica trebuie să fie pregătită pentru că venirea Domnului este foarte, foarte aproape. Nimeni să nu se sperie, din potrivă să se apropie de Domnul. Și apropiindu-se de Domnul, capăt îndurarea lui Dumnezeu și cred că noi căpătăm această îndurare. Amen.